cu primarii de sector și cu primarul general. Astăzi am avut o întâlnire cu cultele, cu toate cultele din România și am avut câteva discuții și cu reprezentanții retailerilor. În urma acestor discuții, după discuții cu Ministerul Sănătății și acele discuții la, cu Comitetul de Specialitate, astăzi, în ședință de guvern, am luat câteva decizii care vor ajuta în perioada următoare la reducerea efectelor pandemiei. Aceste decizii au fost adoptate printr-o hotărâre de guvern, le vor fi prezentate în detaliu de domnul secretar de stat Raed Arafat. În aceeași ședință de guvern astăzi am adoptat și câteva măsuri. De fapt, sunt prelungiri ale unor decizii pe care le-am luat anul trecut pentru a susține mediul de afaceri. Special, aș vrea să menționez, se prelungește pentru Horeca perioada de scutire pentru Horeca cu încă 90 de zile a plății impozitului specific. Ultima oară acesta a fost prelungit în decembrie, prelungim pentru încă 90 de zile această facilitate. Mai departe, prelungirea unor termene cu facilități fiscale pentru contribuabili, restructurarea datoriilor fiscale poate fi cerută până la 31.1.2022. Măsura aceasta a fost inițiată în 2019 și s-a introdus obligația debitorului să depună cerere pentru restructurare maxim 6 luni de la data notificării pentru a evita deschiderea executării sirite. Prelungirea posibilității contribuabililor de a beneficia de rambursare TVA cu un control ulterior până la 31.1.2022. Aceasta este o măsură pe care am introdus-o prima dată anul trecut în perioada de stare de urgență, o măsură care a funcționat foarte bine și o prelungim până la începutul anului viitor, o măsură care va ajuta și va fluidiza, va ajuta companiile în a primi cash flow mai repede și să poată să aibă acces la bani pe care primă din TVA mai repede cu controlul ulterior. Prelungirea posibilității contribuabililor de a beneficia de ștergerea accesorilor amnistiei fiscale cu condiția plății debitului principal până în 31.1.2022 și prelungirea posibilităților contribuabililor de a beneficia de eșalonarea simplificată la plată până în 30.1.2021. Și acestea sunt și măsuri fiscale pe care le-am luat astăzi, 30.1.2021. Da, până în septembrie. Acestea sunt măsuri care vin la pachet cu celelalte decizii pe care le-am luat, fiind în sprijinul antreprenorilor în această perioadă. Aș vrea să mai anunț încă un lucru. Am luat, printr-o hotărâre de guvern, am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masă pentru minerii care sunt astăzi, erau în greva foamei în Suceava. Am rezolvat și această problemă. Vom trimite în acest weekend încă 50.400 de doze de vaccin către Republica Moldova. Știți foarte bine, avem un angajament de a trimite 200.000 de doze. Trimitem încă 50.400 în acest weekend. Deci lucrurile merg mai departe. În același timp aș vrea să vă anunț și despre campania de vaccinare câteva informații, pentru că avem un calendar al dozelor de vaccin pe care îl avem astăzi. Un calendar pe care putem să prezentăm astăzi. Lucrurile se pot modifica, dar până acum să știți că atunci când tragem linie s-a modificat în bine. Pentru că ne așteptam la finalul lui martie să avem 2,9 milioane de doze și la finalul lui martie 2,4 milioane de doze și avem 2,6 în acest moment. În aprilie vom primi 4,5 milioane de doze, în mai 4,97, deci aproape 5 milioane de doze, în iunie 6,8 milioane, în iulie 7,4, în august 8,1 și în septembrie 8,4. În total, până la finalul septembrie ar trebui să avem 25,7 milioane doze în România de vaccin, față de cât estimam inițial 20,5 parcă milioane doze. Deci avem mai mult cu 5 milioane doze. Și m-am uitat și pe platforma de vaccinare. Numărul de persoane pe listă de așteptare este de doar 771.663. Spun doar pentru că, așa cum arată lucrurile și vom avea o capacitate de vaccinare de 100.000 de persoane în prima săptămână pe zi, în prima săptămână din aprilie,
această listă de așteptare va fi epuizată foarte rapid. De aceea spun că este foarte important să menținem clar mesajul pentru vaccinare, pentru că sper să nu ajungem să avem doze suplimentare să ne vaccinăm. Deci trebuie toată lumea să înțeleagă că dacă vrem să ieșim mai repede în această perioadă, trebuie să ne vaccinăm. V-am spus câte doze vin. Dacă ne uităm la lista de așteptare, este clar că vom rămâne cu ceva doze. Am văzut și spațiul public și chiar această hotărâre de CNSU modifică o formulă de calcul. Domnul ministru aici o să vă explice dacă doriți mai multe detalii. Eu am cerut o informare de la CNCCI și de la INSP să văd un calcul alternativ pentru cele două formule și vă citesc concluzia, ceea ce era și de așteptat. Modalitatea de calcul se observă doar o întârziere de 3-5 zile a constatării că rata de incidență depășește un anumit prag. Prin formula 9, calcul, selectare a intervalului calcul a celor 14 zile, întârzierea observării depășirii unui prag este de 3 zile. Deci, ideea este că cele două formule nu au implicații reale, semnificative, doar că discutăm de un decalaj de 3 zile. Deci nu era nimic semnificativ. Dar, pentru acuratețe, poate că e bine să le folosim. Până la urmă, asta e decizia, dar vreau să-i liniștesc pe oameni că nu au avut niciun fel de implicații reale faptul că anul trecut au fost folosite alte formule, anul acesta sunt alte formule, evoluăm și în funcție de cum avem informații mai multe, putem să ne updatăm și formulele pe care le folosim. Și nu în ultimul rând, doar un singur lucru care vreau să mai spun și după aceea îi las pe colegii mei. Măsurile pe care le luăm sunt sigur că vor duce la dezbateri în spațiu public. Repet, și am spus de fiecare dată, România are astăzi printre cele mai relaxate măsuri din Europeană. În continuare, scopul este de acela de a menține economia deschisă. Și dar dacă respectăm aceste măsuri, nu este nevoie să luăm altele. Măsurile pe care le luăm astăzi au scopul de a reduce efectele pandemiei și de a ne da nouă posibilitatea să accelerăm campania de vaccinare ca să putem să revenim la normal cât mai repede. Și aș face o propunere domnului ministru sănătății, dar după vom mai discuta despre asta, ca la întoarcerea, pentru că a fost discuția despre școală, ce facem cu copiii care merg acum în vacanță. Și aici este și domnul ministru al educației, deci împreună aș vrea să vă uitați asupra acestui aspect, să căutăm resursele și vă ajut și eu să găsim resursele ca să putem să-i testăm pe elevi când se întorc la școală, să facem aceste teste non-invazive, să testăm cât mai mulți dintre ei după această perioadă de vacanță. Și vă voi ajuta și eu să găsiți resursele, dar cred că este o soluție bună ca să putem să ținem sub control pandemia. Acestea au fost informațiile pe care vreau să vi le prezint. Îi dau cuvântul domnului Raed Arafat să vă prezinte în detaliu hotărârea CNSU și apoi îi avem Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, Ministrul Afacerilor Interne, vor fi aici pentru a prezenta actele normative care au fost aprobate astăzi. Domnul Ministrul Sănătății, sper să discutați și despre ordonanța de urgență, pentru că este importantă și au fost luate acolo măsuri care ajută sistemul de sănătate. Și, bineînțeles, pentru alte întrebări, vă stau la dispoziție cu data viitoare după ședința de guvern. Astăzi las pe specialiști să vorbească. Vă mulțumesc!